Salutare, salutare, oameni buni, eu sunt Marius Manole, voi sunteți pe Pro TV Plus. Sunteți la o nouă ediție din Întrebarea Mesei Rotunde. Sunt un pic mai serios, sunt un pic mai așezat, mai calm, pentru că astăzi am un invitat cu totul special, un invitat pe care sigur îl iubiți și nici nu mă îndoiesc că cred că o să fie un boom mediatic. Îl am invitat, îl am lângă mine, pe Paul Surugiu, Fuego, bine ai venit! Îți mulțumesc pentru invitație, Marius, am venit cu mare bucurie, dar în momentul în care am intrat aici și am simțit miros de mâncare și nu orice fel de mâncare, văd că în fața mea ai pus tocmai sarmalele. Așa s-a nimerit, îți dai așa seama, s-a nimerit. Așa atunci fost, să știi că prefer sarata de beov. De ce? Sarmalele nu? Sarmalele sunt foarte calorice. Ai dreptate. Pentru că dacă sunt făcute cel puțin da, bine ardeal, că maioneza asta și cu asta nu e caloric. Cred că de aici dacă e să alegem, ar trebui grătarul. Ar trebui grătarul și atât, cu așa, sălățică. Grătarul cu o sălățică, sălățică nu avem, dar ai grijă la asta? Folosim o să mâncăm grătarul da. Cu cafea. Ai grijă la asta de obicei? Nu am avut în perioada asta pandemiei, dacă îți spun că în perioada asta am mâncat foarte mult, am stat foarte mult în casă, n-am prea ieșit și atunci am mâncat. Ai mâncat? Ce ai și gătit? Nu. De obicei gătesc. Eu am asta și gătit. Am învățat de la tata. Dar gătesc mâncare ardelenească, care e foarte calorică. Știi că la noi orice mâncare se gătește cu prăjeală. Da, oare mâncarea moldovenească care se gătește cu rântaș? Nu fi același lucru? Da. Da. Nu-i foarte bine pentru ficata asta, dar încercăm acum în perioada asta că urmează un mic turneu de cântece de Crăciun în marile orașe din țară, în special în sările în care putem să jucăm, pentru că cu restricțiile nu prea avem voie decât 30% până în 50%. Știu că suntem și atunci, situație da, și atunci încerc să mai țin un pic de cură de slăbire ca să dăm bine pe scenă. Dar crezi că e important asta? E foarte important cum te prezinți în fața publicului. Știi că publicul e atât de atent la detaliile astea. Prima dată apar pe scenă. Oamenii te privesc înainte de a deschide gura să cânți. Da. Și eu cred că e foarte important să dai bine. Bine, să fie armonie. Toată viața am fost mai plinuți. Da. Și atunci nu știu cum aș arăta să fiu un slăbănog. Dar n-ai încercat niciodată să ții o cură drastică, să zici, bă, de azi... Gata. Am încercat odată și am ajuns de la 115 kg la 85 de kg, dar eram prea slab și când mergeam în piață să-mi fac cumpărăturile, doamna de la piață mă prindea de obraz. Mai pune un pic de carne pe tine. Domnul Fuego, da? Prea slăbit, dar la televizor sunteți foarte gras, domnule. Dar știi, tu nici nu știi că noi ne-am văzut prima dată. Ia, când ne-am văzut? Ne-am văzut prima dată acum 20 de ani. Nu cred. Îți jur. Și în 20 de ani eu pe tine te-am tot văzut, tu pe mine nu. Ba da, te-am văzut și eu. Cum? Da, nu. Dar eu te-am văzut cel mai des pentru că ți-am fost la toate spectacolele, știi? Dar noi am fost în același spectacol, dacă poți să crezi. Vai, nu cred. Îți jur. Am fost într-un spectacol la Focșani. Eu eram proaspăt angajat la Focșani, era 2002. Și erai unde? La Țara Vrancii sau unde erai? Nu, eram la Țara Vrancii, eram actor la... Erai la Pastia? La Pastia eram angajat, așa. La Țara Vrancii. Eram la corul Țara Vrancii. dirijam la domnul maestru Botgros. Chiar ce mai face domnul Botgros? E bine. E bine, da? A avut un spectacol remarcabil săptămâna trecută, în Palatul Național la Chișinău, Lăutari altfel. Ai fost? Nu, dar am văzut că s-a transmis tot online. E spectaculos. A scos niște partituri fenomenale acolo. Ador chestia asta pop simfonică. Mai ales când ai și Lăutari în spate și ai și orchestra Teleradio Moldova și corul Moldova, e ceva senzațional. Sunt niște sunete pe care nu le auzi oriunde. Uite, așa vorbesc despre mâncare. Da? Cum vorbește el despre muzică. Da, și atunci tu erai deja Fuego. Noi eram, eu cu Emilian Oprea, actori acolo, am spus două poezii. Și cât ai stat acolo? Actor la Focșani? Da. Păi a stat până într-o zi că m-a dat un regizor afară, din casă cu totul. Dormeam cu el în casă, că așa era pe timpul, da, știi? Da, da, da. Și într-o dată m-a pus, jucam Ion din Năpasta și a zis, nu știu ce îi spărea lui că nu-mi iese, și a zis, bun, acum te dezbraci. În ce sens, zic? În chiloți. Asta pe scenă? Nu, imediat îți spun. Și ieși în piața publică și strigi, mă bate Anca, mă bate Anca. Eu am făcut asta. De te nu fost M-am dezbrăcat,
cu colegii mei, m-am dezbrăcat de față, colegi, am ieșit în piață lângă statuia aia mare de acolo, da, când da. Era încă la teatru, era la Casa de Cultură. Așa, și strigam, mă bate Anca, mă bate Anca. Așa. Și când am intrat înapoi, după ce am făcut acest moment, pe care m-am distrat, i-am spus, domnule regizor, eu, iertați-mă, nu mai doresc la dumneavoastră. Și când m-am dus acasă, mi-am găsit bagajele lângă ușă și eram, cumva, nu mai eram în teatru. Am înțeles. Afară. Era un mare regizor, un mare profesor. Dar nu contează, asta e altă discuție. Da, deci atunci te-am văzut eu prima dată pe tine. Erai da, nu mi-aduc aminte, da. Dar oricum au trecut anii de atunci, vreau să știi că a evoluat extraordinar de frumos, profesional. Și te-am văzut în multe spectacole, în tot ce ai jucat. În tot? În aproape tot ce ai jucat. M-am dus pentru că, știi, eu terminând actoria, perioada aia în care făceam teatru. Eu nu știam că ai terminat actoria. Eu am terminat la clasa doamnei Adriana Piteșteanu. Bănuiesc că ai auzit un pedagog remarcabil. A fost asistent al lui Demrădulescu ani de zile la Târgu Mureș, la teatru. Și la... S-a întors la București, noi am terminat la Universitatea Ecologică, teatru, la actorie, dar n-am avut ce face pentru că universitatea nu a primit atestatul de funcționare pe musical. Era secția aia care era s-a secția de atunci, musical, cu Monica Angel, cu Anca Țurca și exact. Eu am fost ultimul. Ultima generație. Da. Și atunci a trebuit să facem ceva și am dat examen și am rămas din anul 2 la teatru. Dar eu m-am dus în special pentru teatru acolo. Tot timpul mi-au spus profesorii mei de la Cluj, domnul Surgiu, trebuie să faceți teatru sau un musical, pentru că un interpret trebuie să aibă și studiile de actorie la bază. Altfel interpretează un cântec, altfel recită, altfel rostește cuvântul. Pe am avut cei mai buni profesori pe vorbire, pe dicție, pe Margareta Pogonat, Ileana Berlogea la Istorie Universală a Teatrului, adică oameni remarcabili, Constantin Codrescu mi-a fost profesor. Am jucat și eu la el. Da? La Brăila, da, am făcut un spectacol. Ei, dar n-am făcut teatru. Dar ai fi vrut să faci teatru? Aș fi vrut să joc. Dar n-am tu știi că acum ești în poziția în care ai putea să-ți faci un spectacol de musical liniștit. Da, aș putea. N-am avut timp. Muzica mi-a luat tot timpul. Emisiunea de la TVR îmi ia tot timpul. Mai făceam și radio, stai un pic. Adică era enorm de mult pentru mine. Nu aveam timp pentru toate lucrurile. Dar am zis că cu timpul poate o să joc și într-o piesă de teatru sau într-un film. Eu am absolvit cu Cererea în căsătorie a lui Ceho și Lomov, nu cred. Și eu am jucat Lomov. Lomov, da. Și fii atent, o chestie care este foarte interesantă, Marius. Am fost aproape 25 de studenți care au terminat. Din cei 25, nu cred că 2 sau 3 mai fac artă. Toți fac cu totul și cu totul altceva și sunt plecați din țară. Băi, nici te miră în țara asta. Deci nu vrei să faci artă. Da, mă miră. Deci nu știu cum ai rezistat tu, adică cum ți-ai avut tu parcursul ăsta atât de fabulos? Adică, bun, talent, muncă, înțeleg, dar îți explici totuși dragostea asta oamenilor care este necondiționat, toți oamenii se uită la televizor, adică când apare e ceva... Asta poți să te întrebi și tu, pentru că ești la fel pe partea de actorie, de teatru, nu? Ma, nu, n-ai câteodată o strângere în spate, zici, bă... Am, și sunt câteodată speriat de ce mi se întâmplă, pentru că unii oameni sunt foarte drăguți cu mine, adică... Încerc pe cât se poate să nu deranjez, să fiu un om calm, așa cum spunea Ardeleni, dar cred că e un foc de paie acolo. Totul există, pentru tot există un destin. Eu mi-am dorit să fiu artist. Eu, pe mine nu m-a bătut mama cu năilușa, du-te și fă-te artist. Mama a cântat, fratele mamei a cântat, au câștigat Cântarea României, eu am câștigat Cântarea României, faza pe țară. Eu n-am câștigat-o niciodată și am fost păi și eu. Păi vezi? Cine intra la Cântarea României? Era copile. Îmi aduc aminte că era o selecție riguroasă pentru Cântarea României. Ei, mă rog, și așa am ajuns la București. Eu am fost la Cântarea României solist la cor. Eu neavând niciun fel de voce. Și? Și am cântat în cor și asta mi-aduc aminte că când a fost Revoluția, eu stăteam lângă primăria din Iași, s-au scos totul afară, s-a dat foc și eu m-am dus și am luat o carte pe care scria Cântarea României și l-am deschis-o, scria acolo Marius Manole, clasa a patra, Cabalău, Margareta, și m-am dus acasă și am zis, mamă, ăștia mă omoară. Da. Vor să mă omoare. Dar am fost și eu solist, uite, n-am, mamă, dacă aveam voce, mi-aș fi dorit foarte tare. Mi se pare foarte interesant. Cred că trebuie să te naști. Cred că trebuie să te naști. Trebuie să
fie ceva, nu știu, ceva divin, să ai un har de a transmite oamenilor ceea ce simți tu. Și eu cred că mi-am crescut publicul în acești 27 de ani așa cum mi-am dorit eu. Eu sunt artistul care vinde la sala de spectacol, care vinde bilete la sala de spectacol. De 15 ani există două turnee naționale pe an cu câte 40 de orașe pe an la casa de bilete. Și aici mă refer acum strict la perioada sărbătorilor. Atenție, eu încep pe 5-6 decembrie și termin pe 1-2 ianuarie. Numai cântece de Crăciun. Am peste 200 de cântece. Păi tu ar trebui să fii foarte bogat. Dar nu, din artă nu se câștigă cât ar trebui și cât cred. Dacă erai în altă țară. Dacă eram în altă țară, era cu totul și cu erai acum, erai undeva pe... Da. Nu sunt vremurile așa cum le credem noi și eu sunt convins că se pot face lucruri interesante în arta noastră, dar pentru asta trebuie și oameni capabili. Din păcate sunt din ce în ce mai rar de găsit. Iar acum cu 30% e complicat, nu știu cum e o să fie. E foarte complicat. Acum o să nu fie? Poți din 30% să susții un concert în care eu am închiriat sunet, lumină, decor. Dar te ocupi tu de toate astea? Absolut de tot. Dar am o echipă în spate, am, dar nu face nimeni nimic fără mine pentru că trebuie să supervizez eu tot. Că altfel nu știu ce iasă. Important cum te prezinți la scenă. Pe scenă mai ai și 4-5 instrumentiști pe care trebuie să-i plătești. Nu-i plătești mult, dar dai acolo o bucată de pâine să trăiască și ei, nu? Nu poți să faci de unul singur un proiect. N-ai cum. N-ai cum. Și atunci eu viu și spun, domnule... Dar te iubesc oamenii din echipă? Da, pentru că eu nu, cum să spun, eu nu sunt un om certăreț, nu sunt un om dur, sunt un om așezat, eu i-am păstrat în anii ăștia. Totuși nu e ciudat, adică... Gândește-te că a fost o pandemie de aproape 2 ani și eu i-am ținut pe oamenii ce bine, ăștia. Bravo, adică, bravo. Puteai să-i dai afară, să nu știu ce, să le desfaci contractul de muncă. Adică sunt oameni cu care eu colaborez. Care au familii. Care au familii, care trebuie să-și crească niște copii. Și care mai nou, adică dacă după aia renunțai la ei, când veneau concertele, de unde îi mai aduceai? Adică păi știi tocmai, că nu mai sunt profesioniști așa de mulți. Nu e ușor, se pot face lucruri frumoase, dar dacă ar veni, nu știu, o persoană remarcabilă în Ministerul Culturii, n-avem. Primul lucru, de 30 de ani, aș ruga persoana aceea să se ocupe mai mult despre, să se ocupe mai mult de arta noastră și de valorile adevărate. Și pe lângă asta să se ocupe de artiștii liberi profesioniști, cei independenți care își susțin singuri proiectele. Eu sunt acela. Eu avem, sunt avem și noi, să știi, că avem și noi. Da. N-ai fost niciodată angajat nicăieri? Am fost angajat la Teatrul Davila din Pitești vreo 10 ani și după care m-am retras. Bine. Am jucat acolo pe secțiunea estradă, revistă, și am făcut vreo 4-5 spectacole pe care mi le-am regizat eu. Într-adevăr, fără modestie, jucam cu casa închisă. Asta era bucuria mea, pentru că Argeșul venea să mă vadă. Dar de ce vin oamenii să ne vadă? Pentru că simt la fel ca noi. Și aici nu mă refer doar la mine. E foarte important cât de adevărat ești pe scenă, că oamenii te simt una, două. Măi, sunt atâți oameni care trec neobservați, tu nu vezi? Ba da. Tot timpul m-am întrebat care e diferența între un actor bun sau un cântăreț bun și altul. Nu e neapărat care... un actor bun. Da, asta vreau să spun. Trebuie să fii sincer pe scenă și să-ți joci rolul tău cu devotament și să te simtă oamenii, să spargi acel zid dintre scenă și spectator. Și dacă ai făcut lucrul acesta, ești, cum să spun, ești un idol. Da, e câștigat. Am văzut Pădurea Spânzuraților de 5 ori. Nu cred. De 5 ori. Îmi place mult spectacolul. Extraordinar. Afrim este senzațional. Da, îmi place mult. Deci, cum să spun, m-am dus pentru că am simțit cu adevărat ce s-a întâmplat acolo. Apropo, am un text remarcabil care merge acum cu Pădurea Spânzuraților. Mi-am adus aminte. Te rog. De Pădurea Spânzuraților. Stăm la moarte la rând, prea tăcuți ca în război, pentru o țară cerând ajutor înapoi, ca pe cruci să ne scrie într-un banc fără sens că am murit de prostie și am iubit-o intens. Țara asta de patimi, cu mișei și tăgadă, înecată în lacrimi și durere o grămadă, țara asta nu-și cere niciun drept capital, stă la rând la înviere
cu lumina în spital. Versurile astea sunt foarte adevărate, perioada da, pe este, care perioada asta este, zici că tocmai ce am făcut și eu azi și da. Nu întâmplător, vi l-am spus, pentru că astăzi e 1 decembrie și da. E ziua noastră, e ziua României. Cu ocazia asta vă doresc la mulți ani, dragi români, să fiți sănătoși și să fiți mai uniți, pentru că pe zi ce trece suntem mai dezbinați ca niciodată, nu? Da, nu știu dacă e vina noastră neapărat, dar... Nu e vina noastră, poate e vina sistemului întreg, nu? Nu, bai, cea mea. Dar zi-mi cum nu ți-a luat ție, că te văd un om normal și așa și cu tot succesul, cum de nu ți-a luat Dumnezeu mințile? Adică cum de nu ai venit aici cu doi oameni care să aibă grijă, cu stiliștii, cu aia, cu toată aia, cu machiajul, cu... cu stiliști, da, 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 și mai mici, chiar și, mai mic, chiar și foarte micuți, adică cu PR-ul, unde-i PR-ul? Nu, puiule, eu sunt un om care e crescut la, la oraș. Așa. Într-un oraș foarte frumos, la Turda. Într-un oraș istoric. Și am fost crescut foarte decent și modest. Noi n-am avut bani, n-am avut din ce... Nici ăștia mici n-au avut bani, dar da. Tot au bodyguard și PR. Nu, cred că e vorba și de educația pe care ai primit-o acasă în cei 7 ani. Educația asta spune foarte mult cuvântul. E foarte important cum te comporți în profesia ta. Și cred că succesul pe mine nu m-a schimbat. Sunt la fel ca în perioada în care am debutat. Tremur înainte de a intra pe scenă. Și eu. Primele 10 minute sunt colosale. Am senzația că pic. O să mori? Da. Că îți presește inima? Da. Cu aspacardie? Da. Și eu? Nu știu. Dar viața? Uh-huh. Că există și viața sau nu există viața? Nu, nu prea există. Mult, dar nu prea există. Nu prea există, pentru că în momentul în care te dedici unui lucru... Am simțit așa un pic de Florentina Fântânaru în vocea mea. Dar zice, viața. Dar nu viața. Știu că m-am simțit așa un pic. Cum e? Nu există viața. Mai ales acum de când am... Dar totuși nu-ți pare rău? De ani de când am dat drumul proiectului Arba e Fuego cu pictura, chiar nu mai am timp deloc. Mie într-un fel mi-a prins bine pandemia, pentru că am reușit să pictez și am... A, tu și pictez? Eu pictez și fac lucrul acesta. Mama, unde e mama? Mama, da. Mama mea, ce ai făcut? De ce n-ai pus și tu un pic de talent? Ai pus numai într-o parte, dar puteai să uite... Dar ți-a dat suficient. Da, domnule, dar uite că tu și când și pictezi... Uite, să spun și... o treabă foarte frumoasă. Dă-o încolo de treabă. Când m-a văzut prima dată Grigore Vieru, Dumnezeu să-l odihnească, a spus, Paule... Ție ți-o pus Dumnezeu mâna pe creștet. Așa spun și eu ție, Manole, ție ți-o pus Dumnezeu mâna pe creștet. Dar știi ce face Dumnezeu când pune mâna pe creștetul cuiva? Mm. Și atunci am întrebat, nu mai este, cum mai întrebat, de ce face? De ce face? Să odihnește. Pe capul meu? Și eu nu-mi doresc decât să se odihnească cât mai mulți ani pe capul tău. Da, dar uite că, vezi, asta nu, eu am, încă am, adică nu-s conștient și mă și bucur că nu-s conștient de succes, de că lumea spune, că te cunoaște, că asta. Eu nu conștientizez, eu tot băiatul ăla de la Iași cu sacul în spate mă simt, știi? Da, pentru că te-ai dedicat unei profesii, ai făcut lucrul acesta zi și noapte, dar știm că să te-ai în teatru închis și repetai acolo de mi se părea așa nebun, spun unii, de nebun. Da? Păi de nebun. Dacă astăzi ies în stradă și cânt limba noastră cea română, o să vorbea cam în nebunit, da. Că omul își cântă țara. Da, da, da. Nu mai e voie să faci lucrurile acestea. Dar tu știi despre tine toate glumele care se fac sau lucrurile astea? În mare parte. Le știi, da? Și te amuzi? Ce adică... vrei să întrebi? Nu întreb nimic. Dacă mă amuz? Te întreb cum le primești, adică sigur că întâlnești tot felul de să fac și eu am fost caricaturizat. Ei, și acum am fost... haide să-ți spun. Îs curios cum le vezi tu. În mare parte nu mă deranjează glumele despre brad și măicuță și nu știu ce. Uite, o glumă bună, toată lumea se trage din maimuță, doar Fuego din măicuță. Măi. Asta este o glumă super tare. Da. Am râs, m-am simțit bine. Dă-i lui Fuego într-o cameră, pune-i 10 brazi și dă-i un singur glob să împodobească brazii. Sunt glume bune unele. A, sună telefonul. Zici că e Crăciunul. Am uitat să-l închid. Foarte, poți să-și răspunzi dacă vrei. Ce vreau să-ți spun este faptul că iubesc glumele bune făcute calitativ, că sunt unii care știu umor, să mult. Le facă. Te-am ascultat într-o emisiune. Urăsc, în schimb, grosolănia, mediocritatea, jicnirile, lucrurile grosolane, vulgare. Vulgare, făcute de unii care nu înseamnă nimic și care toată viața lor nu o să facă nimic.
Asta urăsc. Acum să spun ceva, în ce am remarcat eu, de obicei oamenii care fac ceva în viață, își permit rare ori să facă glume despre altcineva, despre un coleg de breasă. Tocmai cei care nu fac nimic și au frustrarea asta că n-au ajuns, că n-au făcut și că totul li se datorează, că nu știu ce au avut pile sau ceilalți au reușit. Pentru că trebuie să-ți găsești o scuză și la o viață mediocră. Da, da. Știi? Da, da. Și atunci e normal să faci asta. Zim de emisiune. Cum te-ai hotărât să faci o emisiune? Emisiunea vine în, cum să spun eu, în contextul în care eu îmi iubesc țara, am să facem ceva. Tu ești așa patriot? Interesant. Da, sunt un patriot, îmi iubesc țara, că n-aș fi plecat niciodată. Și ești în condițiile astea în care trăim acum, cum suntem, ești ancorat în sensul în care ai o părere despre ce se întâmplă în țară sau vrei să ai sau îți permiți să ai sau nu te interesează sau ce se întâmplă cu, de exemplu, când avem guvern sau că de-abia avem un guvern sau. Acum, eu sunt un om care nu face politic, eu sunt apolitic și chiar nu mă interesează. Mă uit, privesc ca un simplu spectator la ce se întâmplă. Dar știi, asta ne influențează și meserile noastre. Și adică noi dacă am avea un ministru al culturii, s-ar putea să fie lucrurile mai bine, nu? Da, eu cred că trebuie făcut în așa fel încât noi, artiștii, să fim un pic mai uniți. Nu suntem atât de uniți pe cât părem. Păi nu suntem pentru că suntem foarte orgolioși. Da. Pentru că ne deranjează uneori, pentru că unii sunt mai sus și alții mai jos, pentru că și nu prea avem cum să fim uniți, pentru că la un moment dat nu poți să aperi pe toată lumea. Da. Că da. Sunt și unii care nu merită apărați. Și atunci e complicat să fii unit, oricare să te unești numai cu cei care e complicat rău, știi? Da, cred că emisiunea aceasta vine din drag de România, de asta și cheamă drag de România mea, pentru că mi-am dorit în studioul 3 al televiziunii publice să-i am invitați pe cei mai mari. Pe unii dintre ei nu am putut să-i aduc. De ce? Că nu se mai regăsesc în peisajul mediatic de azi. Ei? Și nu dau nume, da. A, ei nu se mai regăsesc. Nu se mai regăsesc și nu mai apar, oricum nu apar. Uh-huh. Eu am crezut totuși că îi voi scoate la, îi voi readuce la rampă. Nu am reușit lucrul acesta, dar sunt foarte mulți care au venit. Și eu sunt fericit pentru că sunt la sezonul 7 și îți mulțumesc și ție că ai venit în sezonul ăsta. A fost, cum să spun chiar eu... Chiar de ziua mea? Da, de ziua ta și ți-am cântat la mulți ani. A fost o bucurie să-i revăd. De exemplu, Ileana Stanionescu a spus prima dată la noi în platou că se retrage. A, uite, nu știu. Da, adică sunt așa oameni pe care i-am iubit atât de mult și i-am stimat atât de mult și ei au venit, au răspuns invitației mele, emisiunile au ieșit extraordinar. Consider că facem un divertisment de calitate acolo. La această emisiune poți să te uiți cu copilul tău de mână să vezi emisiunea. Să nu-ți fie jenă că te uiți la televizor. Da, e lucruri pe care, de exemplu, despre care spui, bă, ah, nu mi-a ieșit asta. Nu, da, sunt foarte multe lucruri. Nu e bine, nu trebuia să asist fac asta. La montajul emisiunii mele. Îmi doresc să fie o emisiune pe cât se poate perfectă. Trebuie să am foarte mare grijă pentru că, cum știu, eu nu știe nimeni. Adică eu trebuie să supervizez. Emisiunea mea acolo scrie realizator, știi? Uh-huh. Și atunci trebuie să fie ceva extraordinar de bun și calitativ. Cred că facem o emisiune care se bucură de audiență. E o audiență foarte bună pentru postul public de televiziune și e îmbucurător lucrul acesta că oamenii, duminica la ora 3, se îndreaptă către noi. Asta înseamnă că le face plăcere și ne urmăresc și eu sunt fericit pentru asta. Și mai poți face concerte în afara țării? Tu făceai o groază de concerte. Mergeam, nu foarte des. Comunitățile de români din străinătate nu sunt atât de unite pe cât am crede noi. Se întâlnesc, comunitatea de America e cât de cât ok, dar e foarte greu să-i adun pe români, știu, mai ales în perioada aceasta, dar tu te să vină la sala de spectacol să te vadă. Te împrietenești cu public, cu oameni din public? Păi adică, stau câte o oră la autografe. Nu, dar să te împrietenești și după aia să ții legătura. Da, să... cu foarte mulți oameni. Da? Care mă sună și păstrez legătura după ani de zile cu ei. Sunt atâtea familii că... Mă întreba mama ce, măi Cipi, pe mine cheamă și Ciprian. Mama, nu știam. Măi Cipi, mai zice, da, mai lasă, stai și tu și mai odihnești, că ai muncit destul, ai cât să trăiești toată viața. Da. Te rog din tot sufletul, mai du-te, câți prieteni ai tu, câte familii te așteaptă pe tine, pe tot globul ăsta pământesc. Aș putea să mă duc 10 ani, să n-am treabă nici. În Australia, în America, păi în toată Europa. Nu, nu te duci niciodată. Ți-e frică de oameni? Că mie. Vreau să te întreb chestia asta. Da, mie frică. Uneori mi-e frică de oameni. Mie frică de oameni că știu că uneori oamenii pot fi și răi. Pot. Dar pot fi și buni. Da. Dar câteodată mai dai de... Mai simți pe cei care sunt ok? Da, de obicei îi simt, dar mai iau și plasă. Înșeli, da. Mai iau și plasă, adică na. Da, eu am încredere în oameni. Am încredere. Ei m-au făcut ceea ce sunt. Numai nu pot să nu mă gândesc și în partea cealaltă, însemnând că de undeva de acolo
într-un minut pot să fii un nimeni. Pentru că tot ei te pot coborâ. Acum aici avem o problemă, că eu, de exemplu, cred că eu sau tu sau oricare altul, da, suntem în sine și Cosmin și suntem niște oameni care suntem niște oameni. Nu avem nevoie de niște meserii care să ne valideze sau de niște alți oameni care să ne... Mie mi-e frică un pic să mă leg de validare, adică eu am închis, de exemplu, poarta asta. Pentru mine, când oamenii mă laudă, eu nu mai aud. Nu vreau să știu. Când mă critică, în schimb, aud. Și îți pasă? Te deranjează? Nu mă deranjează, aud, trec pe un filtru, văd dacă au dreptate, dacă nu au dreptate. Pierd și eu legătura câteodată cu pământul. Îți vine să le dai o replică în momentul ăla? Da. Îmi vine, dar de obicei o dau comică. Adică, așa, noi suntem totuși la o emisiune. Așa. Că noi ne-am întâlnit să vorbim, că noi ne-am întâlnit niciodată și acum suntem la o cafea. Eu am zis că ne-am întâlnit să mâncăm. Asta facem acum. Așa, zi. Depinde dacă, pentru că se vede că a venit fuego, că n-am avut niciodată mâncare așa bună. Nu? Nu, niciodată. Am avut numai măscări, numai porcării. Acum avem în sfârșit mâncare bună. Deci putem să mâncăm. Dar avem și niște întrebări. Ah, da, ce să fac? Uite, le ai acolo. Să mă uit? Da. Ne punem întrebări unul altuia și care nu răspunde, mă, dacă cred că o să mâncăm așa că nu mai ținem cont de... Bine, și vrei să încep eu? Te rog, eu iau o gură de asta. A, să pun ce vreau eu de aici. Ce vrei tu? Dar poți să mă întrebi orice și dacă nu sta acolo. Că eu răspund la orice. Mamă, cât de bună trebuie să fie asta. Uite, care sunt actorii mari ai lumii pe care îi apreciezi și cu cine te-ai vedea jucând, ipotetic vorbind? Dar cu cine ți-ai dorit dintre mari actori români de ieri până azi să fii jucat pe scenă? E foarte fain asta. Da, îmi plac foarte mulți actori din străinătate, dar îmi plac foarte mult actorii din România. Noi avem niște actori foarte talentați, după cum bine știi, că ești și văzut la teatru. Da. N-am jucat niciodată cu Marina Mihuț. De exemplu, cu doamna Marina Mihuț. N-am jucat niciodată. Probabil că o să am ocazia, sperăm. Suntem pe cale să facem un proiect acum. Am înțeles. N-am jucat niciodată cu Rodica Negra. N-am jucat niciodată cu... Nici nu mai știu... Sunt mulți actori, dar în general am avut noroc. Și am jucat cu doamna Maia Morgăștel, cu doamna Ana Pelea, cu Rodica Mandache. Cu doamna Rodica Mandache, ca să nu vă simțiți jignită. Mi-ar fi plăcut să joc pe timpuri cu Olga Tudorache, dar n-am mai prins. Mi-ar fi plăcut să joc cu Rodica Tapalagă, dar n-am mai prins. Oh, ce fain. Adică au fost niște cu Gina Patrichi, nu mai vorbesc. Da. Deci am pierdut o generație de actori foarte... Dar cu Albulescu ai jucat. Cu Albulescu am jucat. Cu domnul Albulescu am jucat în Livada de Vișii. Și cu Costel Constantin. Am jucat mult. Și cu Costel Constantin am jucat, da. În Sinucigașul, da, la Teatrul Național. În Sinucigașul. Da. Iar din străinătate, ce să zic, m-aș bucura să nu să joc, că nici n-aș putea, dar uite, Meryl Streep, de exemplu, actriță care mie îmi place foarte tare. Și actriță care e foarte... Cu cine îți place? M-aș veni de... Dustin Hoffman. Juca. Interesant. Că e și mic așa, nu trebuie. Știi că eu la Vlad, de exemplu, că filmez la Vlad, îl fac un serial la ProTV. Și când mai am câte un partener sanal, mă urcă pe niște... cum se cheamă asta? Că să mai înalt. Ca să poată să filmeze cadru. Da, da. Ei, să nu pare, credeți că e atât de mic. Că pare Stan și Bram. Ba, da, la 1,70 m. Dar dacă mă întâlnesc cu unul care așa, nu mai poate să ia cadru, că apare undeva la nivelul pantalonilor. Pare, să mă ierte Dumnezeu, dar pare altceva. Și atunci mă ridică pe niște de aia. Și câte ori mă și împiedic de pe cărămizi, dar cad de pe ele. Că nu, da, deci asta e. Bine, ai pune-ți o întrebare. Da. Care este cel mai rău lucru care ți s-a întâmplat în pandemie, dar cel mai bun lucru? Cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat în pandemie e faptul că am renunțat la sute de evenimente care erau programate și s-au reprogramat pe un an, doi. Spectacolul meu pop simfonic de la Sala Palatului s-a reprogramat de 5 ori, un spectacol care costă bani, în care s-a investit de la partiturile care costă enorm pentru 100 de instrumentiști până la... Și ați pierdut banii ăștia? Păi, am făcut toate partiturile, am făcut repetiții, sunt niște cheltuieli care au fost făcute acum 2 ani. Doar că tot timpul mai reprograma organizatorul și când reprograma era nenorocire, că nu se putea juca. Acum trebuia pe 28 sau 29 noiembrie, unde la 30% din sala la Palatului, nu ai cum să joci. Nu știu cât înseamnă 500 de oameni. Am așa, că nu știu, că 4.000 și ceva. Doamne, păi dacă nu am avea săli, noi nu avem săli de spectacole, frate. Dar ce vreau să spun e faptul că eu sunt un artist care trebuie să se bucure. De 5 ori s-a reprogramat spectacolul, oamenii încă nu au renunțat la bilete. Asta e frumos. De asta l-am și reprogramat.
Dar nu puteai să joci cu 30% când deja sunt peste 3 păi milioane care nu și-au retras biletele. Da. Și unde o să plecați acum în turneu? Unde o să pleci în turneu acum iarna? O să fiu la Iași, la Filarmonică, o să fiu la Constanța. O trimis și eu pe mama. La Iași, dacă tu ești de la Iași. Da. La Ateneu, la Tătăraș. O să fiu la Brăila, la Casa Agricultor, la Teatru Muzical, la Galați. O să fiu la, nu știu, Ploiești, Brașov, Focșani. Mamă, deci toată... La Focșani, la Țara Vranței, că-ți place Țara Vranței. Frumos, așa, mă rog, place sunt și multe ori. Dar zi-mi, așa, și Crăciunul, Revelionul? Revelionul nu, de obicei nu îl fac. De ce? Pentru că de fiecare dată eram atât de obosit și noaptea de Revelion vreau să fac familia mea. Și niciodată nu-mi luam Revelionul sau dacă îmi luam Revelionul, trebuia să se merite să iei un Revelion, să pleci de lângă oamenii dragi ai tăi. Uh-huh. Și anul ăsta am spus că stau cu ai mei. Și îl faci în București sau? Depinde, pentru că bunica are o vârstă, are 87 de ani și mama are o vârstă și atunci fiecare întâlnire cu familia ta și cu ai tăi, care uneori sunt bine, alteori nu, da? Ca un om în vârstă, vreau cât mai mult să stau cu ei și să mă bucur mai mult de ei, că nu știm niciodată ce vrea așa timpul e. Și divinitatea. Uite, o să te întreb ceva la care eu niciodată nu vreau să răspund, dar tu o să te fofilezi frumos și așa. O să spui, o să îmbraci frumos. Așa. Te îndrăgostești? Eu? Da. În fiecare zi o să spui, asta spun și eu. Da, bineînțeles. Cum să nu fii? Primul rând, sunt îndrăgostit de arta mea. Asta, vezi așa. Sunt îndrăgostit de arta mea, cum spui să și nu tu. Să nu zică lumea că n-am întrebat. Cum? Foarte bine, am întrebat. Mă îndrăgostesc de viața mea. Chiar mă îndrăgostești de oameni. De oameni? Da. Eu fac pasiuni de astea. Mă îndrăgostesc. După aia sufăr, vă, 3 săptămâni, plâng, fac de... Cum să... Tu știi să plângi? Da, Na, nu m-ați văzut pe mine. Da, mă îndrăgostesc des. Mai des. Așa, na, cât să... Dar mă îndrăgostesc. Și îmi și place să mă îndrăgostesc. Extraordinar. Acum, referitor la oameni, să trec un pic pe partea asta de personalități. Sunt niște oameni pe care i-am idolatrizat. Pe cine? Eu cred că oamenii aceștia au venit în momentul în care trebuia în viața mea. De exemplu? Doina Păuleanu. Dumnezeu să o odihnească. Când spuneai care sunt nenorocirile pe care le-am avut în pandemie. Da, că s-ai pierdut. Păi am murit de COVID, săraca. Ea e cea care mi-a dat o șansă cu picturile mele și a spus, Paul, trebuie să le arăți în public pentru că aveam senzația că fac niște lucruri hidoase. Așa. Și zice, nu, Paul, faci niște lucruri frumoase și trebuie dar să unde faci se un pot proiect. Vedea? Poți să vezi oriunde, numai dai pictură. Dai căutare cu pe Google. Am dragul meu. Art by Fuego se cheamă proiectul ăsta, care e un proiect caritabil care ajută artiștii bolnavi. Aha. Noi am sprijinit în acești 7 ani 300 și ceva până în 400 de artiști din vânzarea picturilor mele. Mă duc într-un oraș, îmi expun picturile, fac o serată culturală și oamenii au posibilitatea să le cumpere. Uh-huh. Asta fac de ani de zile. Dar cea care stă la baza acestui proiect e Doina Păuleanu. Nicolae Dabija. L-am pierdut tot de COVID. Mai, cât e mai avea de spus Nicolae? Erau între puținii patrioți români care mai țineau steagul de peste prut. Academician, om de cultură, un om valoros. Adică, și nu vrei să știi câți prieteni mi-am pierdut eu în perioada asta cu virusul ăsta nemilos. Oameni pe care nu-i cunoști, da. Dar la care nu m-am așteptat niciodată că se pot îmbolnăvi. Oameni în toată forța. Deci... S-au întâmplat lucruri extraordinar de urâte în viața mea în perioada asta și am fost de foarte multe ori foarte trist și nu mai vreau să fac nimic. Odată mi-am închis telefonul, 2 săptămâni, n-am vrut să aud pe nimeni. Pentru că nu accept ca niște oameni care mai au atâtea de spus să plece atât de repede. Îți spun. Da, ai avut o dată căderi de asta? Eu, de exemplu, am avut și n-am nicio problemă cu asta. De exemplu, să intri într-o depresie după... Nu știu ce fel de oameni ai lângă tine, dar în momentul în care ai lângă tine niște oameni cerebrali, niște oameni, cum să spun eu, care să te încurajeze și să te facă să gândești pozitiv, chiar nu ai cum să intri într-o depresie. Eu am avut lângă mine oameni care mi-au deschis mintea și am avut oameni lângă mine care mi-au spus atunci când am greșit, Marius Manole. Pentru că așa toată lumea ne sună și ne iubește. Mesaje, felicitări, ai fost minunat, bai ce emisiune frumoasă ai făcut, bai cum ai jucat în câine, cum ai jucat inimă de câine. Toată lumea e fericită.
dar foarte puțini vor fi numeri pe degetele de la o mână cei care îți vor spune ce ai greșit în inimă de câine, Marius Manole. Ce n-ai făcut Rebeciu, bine? Păi cine ți-a spus? Ți-a spus o mare personalitate și poate că la un, poate pentru început, în momentul în care vine persoana și spune n-ai făcut bine acolo, ei, te enervezi, te doare, te duci, te închizi în cameră, domnule, m-am enervat. Analizând cum stă situația după aceea, îți dai seama că omul acela a avut dreptate. De asta îți spun că dacă tu ai lângă tine niște oameni competenți și niște oameni care îți spun adevărul în față, atunci nu cred că ți se pot întâmpla eu nu de asta. Să-ți deschidă minte. La momentul ăla când mi s-a întâmplat, da, mie, știi asta că vii de la concertul tău cu 5.000 de oameni de la Casa Poporului, mm-hmm, așa, și închizi ușa după tine. Adică vrei să spui că rămâi singur. Închizi ușa după tine și nu mai e nimeni. Nu mai sunt nici 500 de oameni, nu mai e nici Fuego, e Paul care e acasă. Da. Mi s-a întâmplat de foarte mult lucruri. Și poate să te uiți în jur și să spui, ok, și acum ce facem? Ce facem? Că trebuie să mă culc, dar nu pot să dorm că am avut concert, de băut nu vreau să beau. Ce fac? Dar bucuria aia că ai fost în fața unui public care te-a adulat, cum e? Paul, cred că pentru... Uite, la mine s-a întâmplat o schimbare. După 40 de ani și cu pandemia asta, da, viața a trecut pe prim plan. Acum? De curând? După pandemie. Deci vrei să trăiești mai da, precis. Adică, ok, sunt, meseria e o meserie. Eu nu cred că vei reuși să faci asta. Ba da, îți promi, să vezi. Tu, un om în ghilimele nebun, bine, o să care vezi, toată viața ai rupt scândura și ai intrat dintr-un da, una noi spune, eu nu cred da, una că Marius Manole va fi un om liniștit care își va trăi viața așa cum își dorește. Una nu exclude pe alta. Poți să te bucuri de așa, dar să-ți trăiești și viața. Adică să știi da, să-ți iei corect un timp liber, da, să știi să te duci într-o vacanță, da, să te bucuri. Tu te bucuri după... Ai dreptate, asta n-am făcut nici eu. Asta și poate că am, din cauza asta, am, cum să cum, regret lucrurile. Păi asta îți spun. Da, dar... Sunt atâtea locuri de cunoscut, atâția oameni de întâlnit, atâtea experiențe, atâtea... Trebuie să... Mergi la petreceri. Mă duc și la petreceri. Te duci? Nu prea stau la masă la petreceri. Dar de și ce? Vă spun de ce. De ce? Băi, nu se poate. Eu n-am stat la o nuntă cap-codă niciodată. Eu nu mă duc la nuntă, că nu-mi plac. E prea mult, muzica prea tare. Deci, mai, tu nu poți, dar nici la petrecere, mai nu poți să te înțelegi. Dați un pic mai începe, mă, muzica. Păi cum să te duci la o petrecere să sune muzica în cap și să-i sufli în ureche persoanei lângă tine, că n-ai cum să comunici altfel da, decât atunci prin semne. Da. Deci, sau o pauză mică, că mai face o... chestia asta. De asta nu mă duc la petrecere. Pentru că nu există acea pondere între sunet și oamenii care sunt la masă. Eu știu că românii vor să petreacă. Da, dar de ce nu faci acasă? Nu ești genul. Nu ești genul să fac acasă petreceri. Nu. Știi, până la urmă, acasă... Doamna mama lui Fuego, ați crescut un copil, să mă ierte Dumnezeu, dar nu știu, de pus la icoană. E trebuie da, să iei icoana și să-l pui pe Paul acolo. Acasă este locul tău. Este intimitatea ta. Poate de asta mi-a prins bine pictura. Pentru că eu nu m-am plictisit. Eu am avut de muncă. Și asta mi se pare un românism. Permanență. Ce? Și asta mi se pare un românism. Un românism. Că dacă mergi în afară, în Franța, în Anglia, da, oamenii sunt deschiși, adică noi avem așa casa noastră, locușorul nostru, să fie protejat când intri acolo, să nu știu, știi. Pentru că românul totdeauna a avut simțul proprietății. Da, și pentru că a fost frică să nu-i fure cineva din intimitate, da, din secrete, da, da, din alea, din stăm cu garduri, cu alea. M-am dus unde? În Amsterdam, niște ferestre mari așa, de mă uitam la om când se dezbrăca în casă, zic, bă, da, omul ăsta nu dă seama că eu îl văd. N-aveau nicio treabă, frate. N-aveau, da. Dar în Germania toți se închise în casă, nu să vezi pe nimeni pe stradă. Și în Germania, da. Hai să vedem mai departe. Eu trebuie să spun acum. Tu trebuie să spui. Băi, eu vreau să mănânc. Asta, hai să mâncăm, nu contează. Hai să mâncăm un pic, mi-e foame. Se prelungește pentru noi emisiunea asta. Da. O ediție specială de întâi... Păi nu mă lași să mănânc când nu vreau să răspund. O să răspund la toate și nu o să mănânci nimic, profite-o. Crede-mă. Stai să citesc. Hai. Ideea e în felul următor. Când ai plecat de la mine din emisiune, tu ai rămas cu ideea asta în cap, că eu ți-am spus să fii fericit și tu te-ai ridicat și ai spus, cred că asta e cea mai faină chestie, să fii fericit. Da. Am simt, și aici văd o întrebare, ești un om fericit, care ar fi definiția fericirii în viziunea ta? Da, sunt un om fericit acum. Definiția fericirii, cred că am învățat tot în pandemie, că am învățat multe în pandemia asta, că de fapt fericirea e acolo unde tu te împaci cu tine. Și că nu depinde fericirea ta de cineva din jurul tău, neapărat. Și ce faci? Pleci cu el acasă? Păi nu, mănânc sarmale. Ah, bravo, ah. Păi asta e, când a venit prima dată sarmalele mi le-ai pus în față. Da. Să ne aduceți, aveți două pare de vin roșu? Nu. Bine.
Ești cu mașina, conduci? Da. Da? N-am voie. Și eu. N-ai vrut să conduci așa? Sunt n-am voie să beau. A, n-ai voie să bei? Păi conduc. Păi conduci. Și atunci nu beau. Am înțeles. Bem apă și ceai. Bem apă și ceai și cafea. Bun, deci ești fericit. Asta e ideea. Asta e. Da, sunt bine acum. Ești pe hondrum? Sunt un fel de lomov din cererea în căsătorie. Cred că ai cel mai bolile, bun personaj. Am toate bolile posibile, dar am nimica. Mă doare capul, dar practic nu mă doare capul. Am febră pe care mă iau de cepte ori pe zi și tot 36,2 mi-a arătat aparatul. Dar știi, dar știi că noi somatizăm, de fapt. Mm-hmm. Emoțiile. Tu n-ai febră înainte spectacole? Da, în special seara. Am febră și înainte de intra în spectacol transpir și sunt atât de fierbinte încât zic, dom'le, m-am îmbolnăvit, dar eu am febră de la emoții. Păi aia e, de la emoții, pentru că somatizăm, somatizăm și eu când le spun prietenilor, bă, cred că am la gât, gata, cred că am făcut tumoare și îi spun, lasă-ne în pace că o să ne îngropă toți, cum fiecare lună îți găsești o boală, tot așa de la, da. Care este persoana publică din România pe care ai refuza-o dacă ți-ar propune o colaborare? Dragule, eu am să mănânc acum o bucată din sarmala asta, da, că așa e regula la tine. N-ar fi niciunul care să... Uite, am mâncat, e foarte bună, numai că sarmala conține carne de porc. Și ce? Asta nu e foarte bine. Carne de porc e cea mai sănătoasă, mai sănătoasă carne de porc. Dar mai bine o făcea din vită. Era scump. Da? Era cât era vită? Pe ce n-ai făcut din vită? Nu, producția noastră nu s-a zis că românește. Vezi ce înseamnă? Românește e porc. Cum să definești un popor mai bine? Românește, mâncăm porc. Marius, da. Nu mi-au plăcut conflictele niciodată. Îți dai seama câte lume am refuzat eu pentru proiecte de interpretare? Am crezut că nu... Bine... Și cum refuzai? Elegant. N-am timp. Poate puteam să fiu astăzi în trending pe YouTube. Păi, dar nu ești în training pe YouTube? Pe YouTube? Nu sunt în training. Eu nu știu ce e neapărat asta. Dar bun, cum? Dar la ce ți-ar trebui să fii în training pe YouTube dacă tu ai toate... Eu am publicul meu. Exact. Am oamenii care mă iubesc pe mine. Eu fac muzică pentru ei. Am refuzat câțiva oameni, dar nu am refuzat neapărat că... N-am crezut în proiectul respectiv. Dar ți-ai dorit vreodată să te reinventezi? În sensul în care să-ți propună cineva să faci ceva în care chiar să nu, să încerci ceva absolut nou. Să fie altceva. Absolut nou. Eu consider că un artist se reinventează în fiecare zi. Cel mai bine știi tu asta. Că adică să te văd cântând hip-hop, de exemplu. Hip-hop? Pui hip-hop. Pui gluguța în cap și zici pac, pac, și pac. Ce zici, să zic? Nu știu, ca idee zic așa, să încerci. Să știi că nu mi-ar fi greu să fac asta. Mai greu ar fi unora care nu știu să cânte. Bine, să cânte, da. Să facă profesia asta. Cred că nu mi-ar fi greu. Nu mi-ar fi greu. Atâta timp cât ai voce, cât ai talent. Numai... Bine, și m-am și născut cu mirul ăsta de a putea cânta populară, ușoară, cu romanțe, colinde. Deci, mi-a fost ușor. Că sunt unii care nu pot să cânte decât muzică ușoară. Sau sunt artiști de muzică populară care nu pot să cânte muzică ușoară. Nu le iasă treaba corect, știi? E foarte important treaba asta. Și de aceea nici nu vreau să dau nume, pentru că... Ok, nici nu e important să dăm nume. Dar ai prieteni, adică ai prieteni prin... În lume artistică? Da, 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 da. Mirabela. Ok. Stella. Da, după cum vezi, vorbesc despre persoane care au o carieră în spate. Tot timpul mi-a plăcut să stau lângă oameni de la care eu am ce să învăț. Paula Selling e prietena mea, o ador. Ne-am pornit la drum împreună, din nordul țării, amândoi venit în același timp, cu același profesor. Adică n-am cum să uit asta. Andra, ne-am exact jucat Andra, în copilărie, în Turda. Păi Turdeni, ei, câmpia e Turda. Adică sunt oameni pe care îi cunosc, pe care îi iubesc, cu care eu am colaborat în niște ani. Adică oameni remarcabili și fiecare a muncit cu sânge, mă, despre ăștia care spun eu aici. Au muncit cu sânge pentru că au trăit decent și Andra au trăit decent și Paula. Noi nu am fost copii înstăriți. Noi am plecat de jos așa cum ai plecat tu de la ea și fiecare cărămidă a contat pentru care era noastră profesională și încă câte mai avem de urcat și de învățat. Alin Oprea de la Talisman. Alin Oprea, da. Uite Alin chiar cânta rock. Da. Durda în centru, cu chitări, cu distorși. Nu te-a tentat rock-ul niciodată, nu? Nu, dar mi-a compus un cântec, Amintiri se cheamă. La debut. Și foarte talentat, e foarte muzical, Alin Oprea.
Păi din Turda, n-aveam cum, că eram acolo toți. Unii cântau într-un fel. Ce era în Turda? Era pepinieră de... Nu mai spun despre actorii care au plecat de la Turda. Emil Hosu a plecat de la Turda. Chiar și Florin Piersic a jucat o perioadă îndelungată la Teatrul din Turda. Apropo, Teatrul din Turda a devenit Teatru Național de anul trecut. Uite, nu știu. Da. De asta spun că sunt oameni pe care îi admir enorm de mult pentru... Uite, doamna Irina Login. Băi, cum o dai, cum n-o dai, e tot cea mai iubită artistă de muzică populară. În toate topurile, tot ea iasă. Da. Lumea o iubește. O iubește pentru frumusețea ei, pentru glasul ei, pentru repertoriu. Și am învățat foarte multe de la doamna Irina, îți dai seama. În 20 de ani am cântat cu doamna Irina unde vrei și unde nu vrei. Da, ne chemau tot felul de oameni și erau proiectul ăsta cu mama și fiul mie mi-a dus o mare satisfacție că am fost așa, cu el inclusiv în America, în Europa, în păstă tot, în marile orașe ale lumii am cântat mai cu proiectul ăsta și făceam un întreg spectacol. Ea cânta un recital, eu cântam un recital, la final ne vedeam împreună cu un recital imens. Deci asta îți spun că sunt oameni pe care eu îi iubesc, n-am cum să-i uit, am avut colaborări extraordinar de frumoase. Și emisiunea asta mea, Drag de România, mi-am dă șansa să fac diferite duete cu mari personalități. Cred că sunt artistul cu cele mai multe duete în România. Pentru că îmi place să fiu lângă colegii. Da, de asta discuri de platină, de aur, de... Există asta? Am, dar mai contează asta. Nu. Te impresionează așa un premiu? Nu, păi tocmai ce am returnat. Lasă-le discuri. A, l-ai returnat. Tocmai ce am returnat un premiu de ăsta. Foarte bine. Ia să vedem ce mai avem aici. Eu trebuie să... Hai, tu. Dacă ar trebui să renunți la teatru complet, să o iei de la zero, ce ai alege să faci cu mintea și sufletul din prezent? Oh. N-ai renunțat la teatru. Dacă ar fi să renunți la teatru? Dacă ar fi. Multe. Multe. Mi-ar plăcea să fac foarte multe. Mi-ar plăcea ce, să... ce ai face? Oh, în primul rând aș călători mult. În al doilea rând aș fi un chelner extraordinar. Chelner? Foarte bun chelner aș fi. Aș fi un recepționer de hotel minunat. De la profesia asta tu ai putea să fii chelner. Vai de mine, dar ce mi-ar plăcea. Dar eu am promis la vară că mă duc pe plajă la Vama Veche și mă angajez de la demerge de la cum șezlonul la jos să întrebe ce dorește omul și să-l aduc. Mi-ar plăcea foarte tare. Dar bine, acum trebuie să fiu cinstit până la capăt. Mi-ar plăcea în condițiile în care știu că am o meserie și fac asta așa, random, un pic... Dar te întorci înapoi pe scenă. Mă întorc înapoi pe scenă, nu știu cum. Dar cred că sunt foarte multe lucruri frumoase de făcut și în afara chestia asta. Mi-ar plăcea, sunt multe de făcut. Nu știu. N-am o meserie acum în cap, dar cred că tot ceva care să colaborez cu oamenii. Deși mi-e frică de oameni, asta e paradoxul, toată viața a fost așa. Deși mi-e frică de oameni, tot timpul am căutat meserii în care să comunic cu oameni. Ghid turistic. Da, uite, să te duci cu oamenii. Să te duci cu oamenii până în Egipt, până alea, să le explici, să le să înveți. Sunt o groază de lucruri de făcut. Mi-ar plăcea să fac televiziune, poate, nu știu. Dar ca idee sunt multe lucruri de făcut. Am înțeles. Asta cu cât așa te-ai născut pe 23 august, o altă zi a României. Asta a fost o nenorocire. De ce? Cum te simțeai când țara întreagă și... Păi suntem de ziua națională acum. Bine, acum mai bine că e 1 decembrie. Păi da, aia zic. Măi, au fost vremuri grele. Da, sunt cele mai grele, cele mai urâte amintiri. Tu ești foarte comic, ești serios. Măi, au fost vremuri grele. Păi vremuri foarte grele. Gândește că o săptămână înainte trebuia să participăm la sărbările festive, da? Păi era ca ziua ta, s-a organizat de fapt ziua ta. Ziua mea. La Turda pe stadion. Da, și eram, n-am să uit, de fiecare dată eram în litera S. Pentru că era Republica Socialistă România. Aha, da, 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 și eram litera S. Da. Păi o săptămână dura să scrii pe stadion chestia asta, numai cu elevi, cu noi am da, știu că am fost și eu. Stăteam acolo o zi întreagă, zile întregi, călduri, da. Cu steaguri, cu... Măi, era într-un fel bine că aveai dragostea asta de țară, de patriot. Da, era dragoste, nu era obligație pe timpul ăla. Măi, îți spun, pentru mine a fost dificil. Știam că e ziua mea și eu trebuia să fiu la defilare. Aoleo, da. Nu știu cum să spun. Niciodată n-am avut bucuria de a-mi ține ziua în liniște că eu trebuie să fiu la defilare. În fiecare an a fost complicat. Da, înțelegi? Incredibil. Și până la vârsta de vreo 7-8 ani și mă tot gândeam și zic, mami, dar de ce
oamenii ăștia scot steagurile azi de ziua mea. Păi să te sărbătorească pe tine, da, mami, eram copil, măi. Dar n-am să pot să uit niciodată manifestările acelea. De fiecare dată se nimerea ca pe drumul național să vină ori Răposatu, ori vreun secretar general, ori, știi, ori vreun ministru și atunci trebuia să fim la... Știu, dar nu eram și noi la fel. Eram. Și era, n-am să uit cum era cântecul. Partidul Ceaușescu, România, trăiască, nu mai știu cum, România. Hai. Și începeau uralele. Dar ura, ce text era, ura, măi, ce text. Și apăreau colegii noștri, tovarășii Nicolae Ceaușescu, tovarășii Nicolae Ceaușescu, vă mulțumim din suflet. Dați-mi minte că erau mari actori care ieșeau pe stadion, da, cu... așa, da, 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 da. Dar unii se cereau, știi, da? Cum? Unii se cereau. Cum se cereau? Adică ei își doreau să apară acolo. Da, dar e interesant cum apăreau în fața stadionului. Tovarășe. Tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ții minte? Dar cum să nu? Băi. Dar sunt încă printre noi. Crezi? Da. Să nu, hai să nu ne... Azi. Să mâncăm sarmale. Da, să mâncăm, da, o sarmale. Mai pun eu o singură întrebare. Așa, mai pune tu una și pe aia mergem la întrebarea principală, aia mare, nu? Care e întrebarea? Aici. Ce e aici? O întrebare mare. Eu am crezut că aici e desert, un tort. No. Ți-am pus toate întrebările de aici. Păi întreabă tu ceva care nu... interioare, care sunt actorii mari, ți-am pus, ești un om fericit, dar care se renunță la teatru, te-am întrebat care-i definiția lui Marius Manole? Cum ai descrie tu actorul și omul Marius Manole? Bă... cred că sunt un om simplu, normal. Da. Cred că sunt un om bun. Ești un om bun. Adică n-am făcut rău nimănui, nu știu. E generos? Am și momente de egoism. Nu mint. Sunt muncitor. Asta se știe. Asta sunt, da? Sunt muncitor. Uneori am un orgoliu un pic exagerat. Aha, aha. Dar când îmi dau seama așa... ar mai fi ceva de spus, dar nu pot să spun la televizor. Bine. Pune întrebarea cu tortul. Asta, da? Ce să fac eu aici? Am ajuns cumva la finalul întâlnirii noastre. Da, mi-a făcut mare noastre. Plăcere să fiu alături de tine. Am mâncat prea puțin, asta e. Dar noi rămânem și putem să terminăm. Da, să terminăm toată masa de aici. Toată masa. Vreau să-ți mulțumesc pentru invitație, să spun încă o dată românilor la mulți ani, să fiți sănătoși, să aveți sărbători frumoase și să aveți grijă de voi. Da, asta chiar trebuie spus la mulți ani, la mulți ani români. Și ultima întrebare, întrebarea care ar trebui să fie cea mai întrebare. Uh-huh. Hai să vedem cine au pregătit aici. Păi, nici eu nu știu. Dar să citesc eu dacă vrei. Te rog. Eu nici n-am ochelari. Ești un adevărat brand, Manole. Nu, spune așa. De ce mă... Păi ești un brand, Manole. Dar bine, întrebarea mi se adresează mie. Ești un adevărat brand și inerent, de-a lungul timpului au existat tot soiul de glume care se legau de tine, cât de tare te deranjează și care a fost gluma care te-a supărat cu adevărat. Pe de altă parte, nu crezi că glumițele astea au contribuit la crearea brandului Fuego? Ba da! Glumițele astea au creat în continuare și au susținut numele Fuego. Și uneori când ascult o glumă bună cu mine, mă gândesc că sunt mulți tineri care sunt acum pe online și pe internet și citesc aceste glume și mulți au intrat în sala de spectacol să vadă de curiozitate ce fac. Foarte bine. Și-au rămas în continuare peste ani și-au cumpărat bilet să mă vadă pe mine. Acum, îți repet și trebuie să revin la discuția noastră de la început. Atunci când aceste glume sunt făcute cu simț de răspundere, haioase, frumoase, și eu le gust, înțelegi? Îmi plac, îmi face plăcere, chiar zâmbesc. În schimb, când ele sunt făcute grosolan, urât, jignitoare, glume jignitoare, nu? De unii care săraci, nu cred că vor reuși vreodată să realizeze lucrurile pe care eu le-am realizat și acum, fără modestie, spun asta, totuși am 27 de ani de carieră profesională și spunea un jurnalist că, uite, vă place sau nu vă place Fuego, el mereu a fost pe val. Da. El mereu a fost pe televiziuni, pe radiouri, el mereu a fost în sălile de spectacol, el mereu a scos ceva nou. Am până acum 700 de cântece în repertoriu. 700! Wow.
Atâta mi-e de greu când mă duc într-un concert și trebuie să cânt o oră și asta înseamnă 12 piese, încât nu știi pe ce tot va veni cineva la sala de spectacol. Dar pe aia n-ați cântat-o, pe aia, nu știu, și care, pentru aia veniți. Și pentru aia veniți. Ia! Putea să fie un tort, n-a fost, asta a fost. Dar le filmați aici, da? Eu asta o gură iau. Este extraordinar. Este desertul meu preferat. Asta înseamnă papanaș cu smântână și cu gem de fructe de pădure. De fructe de pădure, da. Foarte gustos. Foarte bun, foarte bun. Da, din păcate, Paul, ne despărțim aici de oameni. Mă bucur foarte tare că ai venit. Și eu mă bucur că te-am reîntâlnit. Îți doresc să fii sănătos, să poți să joci mai departe în spectacolele tale așa cum ai făcut-o până acum și să te iubească lumea, Marius. Da. Să te iubească lumea. Să e o perioadă foarte grea prin artist. Care trece arta noastră. Perioadă grea. E adevărat. Trebuie să rămânem cât de cât integri și cu capul pe umeri. Și dacă poți să reproșești ceva colegilor noștri, ar trebui să fim un pic mai uniți. Noi, artiștii, în general, vorbind. Cu atât mai mult astăzi când e 1 decembrie și e ziua noastră tuturor românilor, la mulți ani în România, să fii sănătoasă, să fii deșteaptă, să fii bogată și mai marii noștri să aibă grijă de tine. Sunt Marius Manole, sunteți pe ProTV Plus și astăzi am terminat o ediție din Întrebarea Mesei Rotunde. We'll be right back.